Administrația Națională de Meteorologie a emis a doua atenționare de vreme rea care cuprinde trei sferturi din țară. Începând de azi ora 14 până miercuri, meteorologii anunță ninsori și strat consistent de zăpadă la munte și ploi în restul teritoriului. În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații în toate regiunile, local însemnate cantitativ în sud, est, centru și la munte. Se vor acumula cantități de apă de peste 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. Vor fi ploi, mai ales averse, cu descărcări electrice luni după amiază în sud-est, ce se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare luni spre marți. Luni, vremea va fi în general închisă și se vor semnala precipitații în sudul, centrul și estul țării, iar ziua pe arii mai restrânse și în rest. Vor fi ploi, ce vor avea și caracter de aversă în Muntenia și Dobrogea, unde trecători se vor semnala descărcări electrice. Ploile vor avea tendință de transformare, mai ales noaptea, în lapoviță și ninsoare, în Transilvania, Maramureș, vestul Moldovei și izolat în zona subcarpatică din celelalte regiuni. La munte, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă, local consistent. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla în general moderat, temporar cu intensificări mai ales în vest și sud, iar noaptea în munții Banatului și vestul Carpaților meridionali se vor atinge 60-70 de km pe oră la rafală, iar ninsoarea va fi viscolită. Marți, vremea va fi rece, se va menține în general închisă și vor fi precipitați în cea mai mare parte a teritoriului, local mai însemnate cantitativ în centrul, sudul și estul țării. Vor predomina ploile în sud și pe alocuri în vest, iar în nord, centru și nord-est treptat vor fi mai ales ninsori. Izolat vor fi condiții de polei. În zona montană va ninge și va continua să se depună strat de zăpadă local consistent. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în majoritatea regiunilor, dar mai ales la munte, cu viteze în general de 50-70 km pe oră, iar la peste 1500 de metri altitudine, cu precădere în masivele sudice, vor fi rafale de peste 80 de km pe oră și ninsoarea va fi viscolită. La munte, la peste 1500 de metri, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55-75 de km la oră, iar începând de marți, 16 martie, în special în Carpații meridionali, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, viscolind ninsoarea.